Președintele Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a întreprins astăzi o vizită oficială în Republica Moldova la invitația șefului statului Nicolae Timofti. Președintele Moldovei a purtat o serie de discuții tet-a-tet cu omologul său lituanian, după care i-a înmânat Daliei Grybauskaitė cea mai înaltă distincție a țării noastre, Ordinul Republicii. La conferința de presă comună, Nicolae Timofti a declarat că i-a conferit acest orden unui mare prieten și susținător al Republicii Moldova pentru meritele sale față de statul nostru. La rândul său, Dalia Grybauskaitė a spus că Lituania sprijină parcursul european al țării noastre și ne va acorda tot ajutorul necesar pentru a reuși pe acest drum. Dar ultima decizie în acest sens le aparține cetățenilor și politicienilor din Republica Moldova. PSRM s-ar clasa pe primul loc dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale generale în municipiul Chișinău. Cel puțin așa arată datele sondajului prezentat astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova. Așadar, pentru socialiști ar vota 25,2% din alegători. PL s-ar alege cu 20,7%, PLDM cu 15% din voturi, PCRM ar aduna 10,9%, PDM 8,8%, formațiunea lui Iurie Leancă 9,4%, Partidul nostru ar lua 5,5% din voturi. Referitor la funcția de primar, atunci aici lider este Dorin Chirtoacă cu circa 29%, urmat de Igor Dodon cu 22,1%. Candidatul PSRM Zinaida Greceanu ar acumula 10%. Sondajul a fost realizat în perioada 1-12 aprilie pe un eșantion de 1179 de persoane și are o marjă de eroare de plus-minus 3%. Membrii cabinetului de miniștri s-au întrunit în dimineața zilei de astăzi în ședință. După epuizarea agendei, aceștia au analizat cu ușile închise raportul efectuat de compania Kroll privind delapidările de bani de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. După mai bine de o oră de ședință închisă, guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu a declarat că au fost prezentate concluziile investigațiilor preliminare, iar experții Kroll au recomandat o a doua fază de investigații pentru a stabili fluxul banilor și pentru a identifica beneficiarii finali ai acestora. Raportul poate fi făcut public doar cu acordul scris al companiei Kroll. Pentru a doua parte de anchetă va fi organizată o licitație la care vor participa companii cu renume din lume, inclusiv Kroll, a mai precizat Drăguțanu. Partidul nostru a anunțat numele candidatului formațiunii pentru funcția de primar al capitalei în cadrul alegerilor locale generale din 14 iunie. Acesta va fi unul dintre fruntașii partidului, Ilian Cașu. Potrivit acestuia, printre problemele prioritare pe care are de gând să le rezolve, sunt curățenia în oraș, marcajul locurilor de parcare, amenajarea spațiilor de joacă pentru copii și de agrement pentru locuitorii capitalei, dar va soluționa și problema câinilor vagabonzi. Ilian Cașu vorbește fluent 4 limbi, este căsătorit. Executivul Republicii Moldova va semna un acord cu Banca Europeană de Investiții privind înființarea unei reprezentanțe BI la Chișinău. Potrivit Natalie German, ministrul de externe, acest fapt va conduce la consolidarea și dezvoltarea relațiilor de cooperare cu Banca Europeană și va contribui la extinderea activității băncii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Regiunea Moscova și Găgăuzia ar putea încheia în maxim o lună un acord privind livrarea de fructe pe teritoriul regiunii. Despre aceasta a declarat viceguvernatorul regiunii Moscova, Yuri Oleinikov, în urma discuțiilor purtate cu bașcanul autonomiei Irina Vlah, care a întreprins o vizită oficială în Federația Rusă. Întreprinderile de stat din țară vor fi obligate să repartizeze 50% din profitul companiei sub formă de dividende și defalcări în bugetul de stat. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi de guvern la propunerea Ministerului Finanțelor. Totodată, societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului și întreprinderile de stat ce până acum au adoptat decizia de repartizare a profitului net obținut în 2014 urmează într-o lună de la intrarea în vigoare a hotărârii de azi să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a adopta decizia de repartizare a profitului net obținut în 2014, potrivit noii hotărâri. Chișinăul va găzdui pe 26 aprilie cea mai amplă competiție de alergări organizată în premieră în Republică, Maratonul Internațional. Evenimentul va fi organizat sub egida Ministerului Tineretului și Sportului. La maraton vor participa și sportivi amatori din țări ca România, Ucraina, Rusia, Austria, Germania, Suedia, dar și Statele Unite. Lukoil, al doilea producător de petrol și gaze naturale din Rusia, vrea să revină pe piața iraniană, imediat ce vor fi ridicate sancțiunile internaționale impuse Rusiei. O declarație în acest sens a fost făcută de președintele companiei Vagit Alekperov. Iranul are unele dintre cele mai mari rezerve de petrol și de gaze naturale din lume.
Turcia și SUA și-au exprimat speranța că vor vedea o soluție diplomatică ce va deschide calea reunificării Ciprului încă din 2015 după ani de separare. Ciprioții turci și ciprioții greci sunt separați de o linie verde păzită de ONU. Republica Cipru este stat membru al Uniunii Europene și singura entitate recunoscută de comunitatea internațională.